Dragile mele, astăzi la Minutul de Frumusețe vă invit să rămâneți alături de noi și, de fapt, alături de Maria, prietena emisiunii noastre, care astăzi ne va împărtăși câteva dintre secretele frumoasei sale meserii și anume cum să avem un păr de invidiat acum la început de 2014. Așadar, nu ratați rubrica noastră de astăzi. Mă bucur foarte mult să fiu și astăzi alături de tine și sper să reușești să ne arăți câteva din secretele meseriei tale, în așa fel încât chiar și spălatul pe cap, această operațiune atât de simplă, atât de banală, să fie și pentru noi o provocare. Se știe că multe dintre noi greșim poate aici în anumite operațiuni. Spune-ne tu, în primul rând, ce vrei să faci astăzi și să ne raportăm la ceea ce faci concret în acest moment, te rog. Astăzi o să facem o coafură vintage, pentru că în anul 2014 se poartă foarte mult coafurile anilor 20-30. Pentru început o să spălăm părul, o să-l degresăm foarte bine, după care o să aplicăm șamponul potrivit părului. Avem un păr blond, puțin uscat spre vârf și o să folosim un șampon hidratant. Este foarte important pentru întreținerea părului să folosim mască hidratantă, mai ales pe perioada rece. Este foarte important să folosim mască hidratantă și să nu uităm de un ulei, de un styling pe care ne ajută foarte mult, mai ales dacă folosim placă, undulator. Este foarte important să îl hidratăm, să avem grijă de părul nostru, pentru că este unul dintre accesoriile cele mai frumoase. Spune-mi, te rog, ce conține acest șampon pe care l-ai ales pentru clienta noastră de astăzi? Primul șampon îl dăm de degresare, degresăm părul foarte bine, iar al doilea șampon o să-l folosim pentru păr uscat și sensibilizat. Sunt, iată, două tipuri pe care tu le folosești. Noi, de cele mai multe ori acasă, recunoaștem, avem doar un singur tip. Este foarte bine și vă recomand să folosim două șampoane diferite. Unul pentru păr gras, adică pentru a degresa firul de păr, iar al doilea pentru ce are nevoie firul de păr, că este pentru păr colorat, pentru păr uscat, păr normal, adică nevopsit. Acum, un alt pas important, nu lăsăm părul fără să fie din nou răsfățat. Ce îi aplici de această dată, vreau să-mi spui, te rog? Un produs de styling pentru a pregăti părul decoafat. O să aplicăm un ulei hidratant și un produs de styling pentru strălucire și protecție, pentru că o să folosim și fenul și placa. Pentru că avem de această dată o clientă cu o nuanță frumoasă de blond. Spune-mi, la început de 2014, rămâne în vogă blondul? Rămâne în vogă blondul, dar și nuanțele naturale de șaten. Se poartă foarte mult anul acesta nuanțele calde, de auriu, arămiu. Dacă anul trecut s-a purtat foarte mult blondul platinat, acum, în sezon de 2014, o să muncim puțin să-l închidem. Părul a fost foarte bine uscat cu ajutorul fenului, iar acum ai la îndemână o placă. Ce vrei să realizezi, spune-mi, te rog? Cu ajutorul placei o să realizez acele ondule, cutele. O să mă ajute foarte mult pentru a finisa foarte bine cutele. Hai să vedem cum se va întâmpla acest lucru. Am uscat foarte bine părul, 100%. Trebuie să avem mare grijă în momentul când umblăm cu placa să nu fie umed. Separăm o cărare pe care o să realizăm buclele. Cam cât timp va rezista această coafură? 2-3 zile. We'll be right back.
începe așa încetul cu încetul să se contureze coafira noastră de astăzi. Ce urmează acum? Îl desfacem, o să-l pieptenăm ușor și îl modelăm cu mâna. De ce te mai ajuns? Doar de un fixativ? De un fixativ, da, ușor, nu foarte, foarte puternic. Și va fi o coafură lejeră, de birou, nu e ceva sofisticat? Poate merge chiar și la o petrecere. Iată, Maria aici mai face o operațiune, aproape că nu știam și de aceasta. Este vorba de un ușor tapaj? Un ușor tapaj pentru a da puțin volum la rădăcină. Și este foarte important tapajul. Îl putem folosi chiar și de zi cu zi, nu trebuie neapărat la coafuri speciale, pentru că tapajul are o mică rezistență la rădăcină, nu dă voie să îngrașe atât de repede. Ești mulțumită de ce se vede acum? Iese coafira așa cum ți-o doreai tu? Da. Tot timpul trebuie să iasă tot ce ne dorim. Trebuie să fim optimiști în viață. Vii și cu un accesoriu de această dată, da, pentru ca să avem acea tantă de... Da, 20-30. Maria, o altfel de coafură astăzi ne-ai oferit și nu pot decât să-ți mulțumesc în numele telespectatoarelor și să sper că și pe ele le-ai atras. O să o întreb acum și pe cea care s-a lăsat pe mâinile tale și să-mi spui cum te simți cu această coafură. Este o coafură care cred că mă caracterizează foarte bine în toate punctele de vedere. Bineînțeles că mă ajută și părul de altfel. Și era nevoie să avem pe ce să lucrăm. Și mă simt ca o divă. Mulțumesc frumos și să sperăm că pe mai departe ne vom reîntâlni cu alte propuneri din partea ta. Mulțumesc încă o dată, Maria. Și noi vă mulțumim.